un spectacol prin care cred eu că noi aducem un omagiu frumos, un omagiu special. Vine de la Orient Express titlul, după cum v-ați dat seama, și atunci am zis pentru că e itinerant și e în mișcare, e ca o călătorie. Doar că trenul ăsta al nostru e plin cu personajele puciniene. Le recunoaștem sau nu, dacă nu le recunoaștem, mai avem timp să studiem, pentru că, sigur, e o operă de vastă și de bogată, cum ne-a lăsat Puccini. Merită descoperită și redescoperită de fiecare dată. Experiența Puccini Express a fost și este una unică. Este un spectacol itinerant, face parte din studioul experimental Ludovic Spis și este un spectacol atipic și pentru spectatori și pentru cântăreți, pentru artiști. Publicul se află pe scenă împreună cu artistul care cântă, îl vede mult mai de aproape, respiră odată cu el, se uită în ochii lui, chiar poate să îi atingă rochia sau accesoriile. Pentru mine și pentru fiecare tânăr a fost o experiență foarte folositoare. Este o oportunitate de a putea apărea și noi în fața publicului, noi tinerii, care mai greu ne găsim locul în a ne afirma. Suntem foarte entuziasmați să vedem chipurile oamenilor care ascultă muzica noastră cu atâta entuziasm. Cum putem noi să redăm mai bine de altfel? Și sunt bucuroasă să cânt cu toți. Sunt bucuros și fascinat să fac parte din acest spectacol care este lumea minunată a compozitorului Giacomo Puccini. Următorul spectacol, suntem convinși că va fi fermecător pentru public și vor rămâne cu o experiență de neuitat.